Vlăduț Popa, primul interviu pentru FCR Mașta. Ai emoții? Nu, n-am emoții. La urmă, vorbim toți aceeași limba, adică fotbal. Acum cu tine, cum te simți la FCR Mașta? Ai făcut, iată, și un cantonament iarnă împreună cu noi. Sunt foarte, foarte fericit. E primul cantonament la un asemenea nivel, în asemenea condiții și chiar a fost un cantonament foarte reușit și o să fie un parcurs de rămas de campionat foarte bun. Spui că a fost un cantonament reușit, dar pe asta te și întrebăm, ce ai învățat din acest cantonament, mai ales că iată, ești tânăr, 20 de ani? Foarte multe, foarte multe am învățat. Prima oară am pus tot felul de întrebări și am găsit aici un grup extraordinar cu băieți de mare caracter și absolut oricine mă ajuta, orice întrebare aveam, îmi răspundeau și pentru mine asta a fost numai un plus. A fost interacțiunea ta cu staff-ul, cu Mr. Marius Mădărășanu? Foarte deschisă, foarte profesională, să spun așa. Mi s-a spus de la început ce se vrea, ce se urmărește și n-am avut decât să mă conformez. Și ce se urmărește de la un fundaș stânga și central, bineînțeles, de picior stânga? Adică am spus fundaș stânga în prima fază, gândindu-mă că ești un fundaș central care are piciorul stâng de bază, nu? Da. Ce se urmărește? Dă un pic din casă acum. Se urmărește să ofere acea siguranță pe linia de fund, mai ales având și autoul cu piciorul stâng să dezvolți altfel jocul și, nu în ultimul rând, să conduci și să ridici echipa din spate. Nu știu câtă lume știe, dar Vlad, tu ai fost titular, nu? Cred că nu mă înșel, în celebrul meci, putem spune, în care Filiaș, o echipă din Liga 3-a pe atunci și cred că și acum tot în eșalonul 3 este, ne-a scos din Cupa României, este adevărat? Da. Cum a fost acel meci? Ce ți-amintești așa de atunci? Mi-amintesc că erau emoții, discuții între noi cu regii, că n-am vă dat seama, la Liga 3-a nu e același lucru, vine televiziunea, vine să se vadă oamenii, mult mai mulți oameni. Și atunci asta a fost o automotivare a echipei, a fiecăruia dintre noi pe atunci. Și așa am reușit să producem o surpriză foarte mare. Ai fost integralist? Toate 120 de minute. Și te gândeai vreodată că, iată, o să ajungi să joci, să evoluezi cu culorile cupului pe care l-ai spus din Cupa României, practic. Da. Vă dați seama că visul meu era să ajung la Liga 1. Până la urmă, de la 6 ani, pentru asta am muncit în fiecare zi. Și mă bucur să fac la o echipă care are un grup extraordinar. Care este idolul tău, Vlad, fotbalistic? Idolul meu din campionat, din fotbalul mare. Hai să zicem ambele și poate ai și pe cineva din țară și pe cineva de afară. Din fotbal mare e Van Dijk, mi se pare că oferă o siguranță. E fundașul contemporan, e fundașul cel mai bun pentru mine. Iar din campionatul României, foarte mult de Burcă, de la CFR Cluj. Care sunt, Vlad, obiectivele tale hai să spunem pe termen lung, nu? Ai semnat pe 2 ani și jumătate. Obiectivele mele, prima oară îmi place să-mi setez și obiective pe termen scurt, și anume să evoluez de la antrenament la antrenament și atunci când se apelează la serviciile mele să fac cât pot de bine. Îmi doresc să cresc cât mai mult, să învăț, să fiu ca un burete, să mă exprim așa. Pentru că am de la cine și orice întrebare știu că atât staff-ul cât și colegii mei pot să mă ajute. Este ăsta cel mai frumos moment al carierei tale? Da, de departe da. Ai și unul mai puțin? Păi da, da, cred că în cariera fiecărui jucător sunt momente bune și mai puțin bune. Au fost și câteva momente chiar mai puțin bune, unde îți vine și să renunți. Dar mă bucur că am făcut-o și am că sunt doar momente, totul temporar și uite că am reușit să ajung unde mi-am dorit.